Și studenții din Alba Iulia au început un nou an universitar. De dimineață, în Catedrala Reîntregirii, a avut loc o slujbă de Tedeum pentru începerea noului an universitar, la care au luat parte studenții Facultății de Teologie din Alba Iulia. Slujba a fost oficiată de înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, alături de preoții profesori și în prezența studenților și a invitaților. La final, ierarhul a rostit un cuvânt de binecuvântare și îndemn duhovnicesc, iar părintele decan s-a adresat de asemenea tinerilor. Fiți prieteni unii cu alții, fiți prieteni și cu cei de la alte facultăți, fiți fermentul sau aluatul cel bun care să dospească toată frământătura comunității academice. Răspândiți pacea împărăției. Că zice Sfântul Serafim de Sarov, să ai un duh de pace și mulți în jurul tău se vor mântui. Viața aceasta trecătoare se aseamănă cu un râu care curge printre bolovane și strâmtori în munți. Căci numai prin stăruință putem înainta și putem birui. Prin perseverență, prin muncă, prin educația voinței, prin înfrânare, sportivii devin campioni, artiștii devin celebrități. Iar creștinii autentici sau cuvioșii devin sfinți. Per aspera, ad aspra, spuneau anticii. Adică prin nevoințe ajungi la stele, la piscul împlinirilor frumoase. Înalt preasfinția voastră, stând așa concentrat în rugăciune, mi-am dat seama că de fapt asta este Facultatea de Teologie. Facultatea potirului care se revarsă în potire. Și să nu uitați această expresie. Voi fiecare ați venit cu un potir, mic, mare, oricum, ceva în care să se pună. În liturghie, prima parte a liturghiei, este momentul în care îl primim pe Hristos ca Logos și apoi ca ființialitate. Voi sunteți chemați să îl primiți și ca Logos și ca ființialitate. De aceea, în scurtul meu cuvânt, vă spun bine ați venit în Facultatea Potirului care se revarsă în potire. În acest an universitar, pentru programul de licență, Facultatea de Teologie din Alba Iulia funcționează cu secțiile de teologie pastorală și muzică religioasă. Pentru masterat sunt puse la dispoziție specializările teologie comparată, consiliere pastorală, mediere interculturală și interreligioasă.